În acest an, campania de curățenie de primăvară din Udești a avut o amploare foarte mare. Primăria a reușit să implice toate instituțiile din comună. 24 aprilie și ziua de 25 aprilie, în comuna Udești se execută curățenie generală înainte de sărbătorile de Paști. Toate instituțiile de pe raza comunei Udești participă la această campanie de curățenie și, bineînțeles, și școala academician Haralambie Mihaescu. Este o acțiune pe care am inițiat-o din 2008, de când sunt primar, și se continuă și astăzi. Dorim să contribuim foarte mult la înfrumusețarea zonei, să păstrăm comuna curată și să arătăm că se poate face lucruri frumoase dacă oamenii vor. De departe, cei mai numeroși participanți la curățenie au fost elevii și cadrele didactice de la cele 9 școli din comună. Avem 9 școli în subordine, în toate satele se desfășoară acțiune de curățenie înainte de Paște, în comuna Udești. În total, câți elevi și cadre didactice sunt implicați? Păi, sunt implicate toate cadrele didactice, aproximativ 80 de cadre și aproximativ 800 de elevi și 250 de preșcolari. Că am scos și pe cei mici la curățenie. Primăria Udești a pus la dispoziție saci menajeri, mănușile de protecție și mașini care au colectat gunoaiele adunate. În zilele următoare, urmează ca persoanele încadrate la ajutor social să amenajeze șanțurile și să văruiască pomii, astfel încât curățenia să fie desăvârșită. Această acțiune este organizată și coordonată de Primăria Udești.